aeroportul internațional București-Băneasa, cel mai vechi din țară, a fost închis pentru zborurile de pasageri în 2012. Clădirea, monument istoric, nu mai era sigură în caz de cutremur. Contractul pentru reabilitarea și modernizarea aeroportului a fost semnat în septembrie 2019. Lucrările ar fi trebuit să fie gata miercuri 21 iulie, însă recepția a fost amânată. Au apărut niște cerințe de securitate vis-a-vis de benzile de bagaje, în plus... Și ținând cont că nu avem încă trafic, ca să ne sufocăm și să fim nevoiți să deschidem Băneasa, nici cererea acolo nu e mare, am decis ca să ne asumăm o prelungire, estimăm undeva în toamnă să facem recepție. Și costurile investiției, estimate inițial la aproximativ 11 milioane de euro, ar urma să crească cu până la 10%. Aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa va avea o capacitate proiectată de peste 400 de pasageri pe oră, pe ambele fluxuri, sosiri și plecări. Durata de îmbarcare va fi între 30 și 60 de minute, în funcție de dimensiunea aeronavei, spun reprezentanții aeroportului. Redeschiderea aeroportului București-Băneasa a fost decisă inițial pentru a prelua o parte din traficul de pe cel mai mare aeroport al țării, Henri Coandă. Cum numărul pasagerilor a scăzut din cauza crizei sanitare, pentru început nu vor mai fi mutate zboruri, așa că Băneasa rămâne pentru cursele charter și zborurile de afaceri. Mi se pare o idee bună. Cu două aeroporturi ar fi mult mai bine. Mă se ridice la standardele aeroportului Otopeni. După redeschiderea aeroportului internațional București-Băneasa va putea primi 1 milion de pasageri pe an. În prezent e folosit doar pentru zborurile private și cele tehnice.